Bună dimineața și vă mulțumesc că ați ales să petreceți această dimineață la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, în special în această zi importantă pentru noi, ziua în care declarăm în mod oficial că suntem gata să ne îndeplinim misiunile așa cum au fost ele stabilite în documentele fondatoare ale Corpului Multinațional. După cum ați putut vedea pe parcursul evenimentului, au mai fost câteva luni de poziție, câteva speech-uri și câteva, inclusiv aceste declarații de presă, care au vrut să scoată în evidență întreg procesul pe care noi l-am parcurs în timpul acesta foarte scurt și vă stau la dispoziție pentru întrebările pe care le-ați putea avea legate de locul și rolul acestei structuri pe care o comand, pentru alte întrebări pe care le-ați putea da, vă rog. Pentru că discursul dumneavoastră a fost numai în engleză, puteți să spuneți foarte subțint care este misiunea și care este rolul acum? A fost în mod deliberat în engleză pentru că sunt comandantul unei structuri multinaționale care reunește militari din 17 țări aliate, inclusiv România. Dar, în esență, mesajul meu a avut două părți, să spunem. Prima dintre ele s-a referit la modul în care am desfășurat pregătirea pe parcursul acestor luni care au determinat ajungerea la ziua de astăzi. Datorită situației internaționale și pentru faptul că avem la granițele noastre un război în desfășurare, atât autoritățile române cât și cele aliate au căzut de acord asupra necesității de a accelera procesul de obținere a capacității operaționale a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est. Așa cum ați auzit, noi trebuia să fim gata peste un an. Dar datorită situației create și datorită faptului că în acest moment, postura de descurajare și apărare a alianței s-a intensificat, atât pe flancul, pe întreg flancul estic, dar nu numai, în toată zona de responsabilitate a SACIOR, s-a considerat potrivit ca această structură, această capabilitate de comandă-control de nivel corp de armată, să se depună toate eforturile omenește posibile pentru a fi gata mai repede. Din acest motiv, noi am început, aș putea spune chiar din martie anul trecut, un proces accelerat de pregătire. Am beneficiat de sprijinul atât a țării cadru România, cât și a unor structuri aliate, fie de nivel corp de armată, fie de alte facturi, din alte structuri, din alte eșaloane, cum le spunem noi în limbaj militar, astfel încât să putem să parcurgem în viteza necesară și să acumulăm acel nivel de expertiză și experiență care să ne poată permite ca în cadrul unui eveniment de instruire foarte important, ați auzit exercițiul Stetfa Jupiter 23, să putem proba faptul că suntem gata. Adică în alianță nu prea funcționează principiul te cred pe cuvânt. Există un proces foarte riguros de evaluare a capacității operaționale. Am avut un număr de în jur de 50 de experți din Comandamentul Aliat Terestru de la Izmir, care ne-au verificat nu doar pe timpul fazei de execuție, respectiv în ultimele două săptămâni. Procesul a început anul trecut în ianuarie. Și au venit și au verificat pe teren fiecare procedură pe care o avem, iar în ultimele două săptămâni, în cadrul exercițiului Stetfa Jupiter 23, ne-au văzut la lucru. Ne-au văzut cum punem în aplicare acele proceduri, iar la sfârșitul exercițiului au concluzionat că suntem gata. Ăsta este motivul pentru care suntem astăzi împreună. Pentru că o structură independentă de evaluare ne-a spus că suntem gata și într-adevăr suntem gata pentru a ne îndeplini misiunile pentru care am fost proiectați. Foarte important, am ținut să mulțumesc în mod specific tuturor structurilor care ne-au sprijinit,
și, cum spuneam, n-au fost doar structuri aliate și partenere. După cum știți, România, Armata României are un parteneriat cu statul Alabama și Garda Națională a statului Alabama a trimis reprezentanți aici și ne-au pe tot parcursul programului nostru de pregătire. Am avut de asemenea o colaborare foarte bună cu structurile americane dislocate în România și în Europa, cu Corpul 5 Armată a Statelor Unite. Și, evident, în ultimul rând, foarte important, pentru că a fost foarte important să învățăm de la cei care sunt mai buni decât noi și au o experiență mai mare, am învățat să sporim această, să micșorăm timpul necesar învățării. Am beneficiat de expertiza senzațională pe care Corpul Aerian de Reacție Rapidă din Marea Britanie o are. Este primul comandament de corp de armată înființat în structura de forțe NATO. Vreau să vă întreb, pe lângă poziția geografică, care este clar strategică, dacă ne puteți spune ce condiții a avut România de îndeplinit pentru a conduce acest comandament? Nu cred că putem vorbi de un set de condiții anume stabilit pe care România să le bifeze și să spună că suntem. România și-a asumat în 2018 la summitul de la Bruxelles că vom înființa o astfel de structură, ori acest tip de structură se dezvoltă pe mai multe linii de efort. Plecând de la încadrarea cu personal, la asigurarea infrastructurii, la asigurarea unui program coerent de pregătire, la asigurarea sistemului de comunicații și informatic care să permită să conduci trupele subordonate, iar ceea ce am făcut noi, am capitalizat pe experiența anterioară pe care am dobândit-o prin înființarea Comandamentului Diviziei Multinaționale, ulterior al Brigăzii Multinaționale și iată că acum, la nivel de corp de armată, procesele pot fi similare până la un punct. Magnitudinea diferă, pentru că, așa cum l-ați auzit și pe Gianlu Petrescu, suntem proiectați să conducem operația terestră pe teritoriul României și a Bulgariei, conducând până la 5 divizii aliate, aparținând structurii de forțe NATO.